Sunteți liberi! Vara fiind prin excelență anotimpul comediei, al teatrului de stradă, al revistei, am invitat în studio pe Jean Constantin. Mulțumesc! Am constatat un lucru, dumneavoastră evitați să dați interviuri. Dumneavoastră... E foarte adevărat, foarte adevărat. Am scotocit prin arhive și am constatat că dumneavoastră dați interviuri cam o dată la 20 de ani, cam ăsta e ritmul. Mi se pare că da. Dar de ce? L-ați văzut pe acel interviu care l-am dat lui Tudor Vornicu. Exact, acum vreo 20 de ani. De ce o dată la 20 de ani un interviu? Pentru că, nu știu, întrebările astea puse, nu mai sunt eu acela, nu știu de ce, nu-mi place. Vizionând interviul pe care l-ați dat lui Tudor Vornicu, am constatat un lucru. Se vedea în imagine că dumneavoastră erați ca o fiară încolțită. De ce starea asta de alertă, de spaimă? De ce? Este în firea omului starea asta. În firea omului Jean Constantin? Da, probabil. Și nu se poate despărți chiar așa de curând de ea, nu știu. Probabil că în roluri n-am fost așa, dar... Dar în rolul dumneavoastră, în rolul dumneavoastră, vă simțiți vulnerabil? Nu, nu, nu. Sunt un om așezat cu... Cu toată sinceritatea, în clipa asta vă simțiți încolțit? Nu, 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 pe cuvânt de onoare. Să ne imaginăm că suntem într-un, să zicem, într-un compartiment de tren, că știu că sunteți navetist. Eu trebuia să iau pensie de la CFR, pe cât am putut să merg Constanța-București. Ce vreți să știți despre mine? Tot. Sunt Constanțean jet de jet născut la Techiriol, mama grecoaică de la Salonic, venită cu părinții... În cel de la prin 1880 și ceva și s-au stabilit la Techiriol și au deschis o brutărie în Cumpăna. Cumpăna fiind Cumpăna unde? Fiind o comună la 5 km de Constanța, care se numea înainte Hasidurluc. Pe mama o chema Caliopi Stavreg Zaharia. Cu ce se ocupa? Mama era casnică. Tata Dumitru Jean, conductor arhitect. Deci Jean e numele de familie? Jean e numele de familie la noi. Pentru că toți, pentru că am două nume mici. Lumea credea, pun pariu că lumea credea că Jean e prenumele. Jean e numele de familie. Suntem 9 frați, din care 5 fete și 4 băieți. Eu sunt cel mai mic dintre băieți. Din cei 9 frați, astăzi câți trăiesc? 3. O soră profesoară, Jean Elena, profesoară de română secundar franceză la Constanța, și un frate, Jean Nicolae. Am avut 3 surori pe care le-au chemat Anastasia. De ce toate 3 cu același nume? Pentru că mama a ținut foarte mult să se cheme Anastasia. Toate 3? Și a murit una de 4 ani, una de 6 ani jumate și cea de-a treia, care a murit și ea la 34 de ani, tot Anastasia. Spuneți-mi, ce vă amintiți de anii ăștia în care erați 9 copii și un salar? Tata, fiind conductor arhitect, angaja niște clădiri și niște case ca să le facă, iar dacă nu se făceau, le ipoteca. Tata ne avertiza, fiți atenți că peste o lună ne mutăm. De ce? O să fie mai bine. Bineînțeles că noi vedeam pe cei care veneau de la bancă, examina casa, că și mama știa că, doamne, zice, casa e ipotecată și trebuie să plecăm. Era imediat după război, după cel de-al doilea război mondial, și nu mai avea tata lucrări și era foarte greu. Că se construia puțin, era o perioadă. Se construia foarte puțin. La un moment dat, când am terminat școala, eu de la complementară m-a luat tata salaor la el, unde am lucrat și am învățat și zidărie și am muncit, am tras la roabe și la asta. Ne dădeam seama că eram și foarte mulți și tata nu putea să ne întrețină și era foarte greu, pentru că adevărul este, tata făcea piața. El dimineața se ducea cu coșul în piață, era mai colmic decât mine, pentru că se tocmea foarte mult. Dumneavoastră știți să vă tocmiți. Da, mă mai tocmesc și eu din când în când, că am foarte multe de la tata. Și de la mama ce aveți? Și de la mama. Bunătatea eu am, pentru că adevărul e că atunci când este vorba de suflet, mi-l dau cu cea mai mare satisfacție, când e vorba să ajut pe cineva sau să fac un bine, așa cum făcea mama. Privindu-vă de la distanță, nu v-am cunoscut până astăzi, dumneavoastră bănuiesc că sunteți ceea ce se cheamă un om cum se cade, un om drăguț, un copil mare, din experiența dumneavoastră de viață, cam la ce concluzii credeți că ați ajuns? Ce calitate apreciați cel mai mult la un om din fața dumneavoastră? Să fie bun. Bunătatea. Bunătatea lui.
și îmi dau seama imediat dacă e bun sau dacă e al dracului. Serios? Vă jur. Nu știu cum unda aia se duce la el și îl depistez. Și când simțiți că aveți, bănuiesc că vi s-a întâmplat în viață. Da, bineînțeles. Să aveți în față un om, cum ziceți, al dracului. Care e atitudinea noastră? Fugiți? Îl ocolesc, îl ocoliți, am bănuit. N-ați încercat niciodată să luați în primire un om al dracului și să încercați să-l faceți cum se cade? Nu se poate. No. Asta ce-s eu, Macarenco, să fac asta? Nu știu, mă, tot, doamne. Nu. Dar îi cunosc, îi simt. Oare există în Constanța vreun om care să nu vă cunoască? Da, nu, mă cunosc toți ca toți. Pe statuia lui Ovidiu. Mai e o satisfacție că asta este rezultatul muncii tale. Bănuiesc că sunteți un mare muncitor și că îndărătul personajelor astea ușoare, pitorești, pe care le-ați jucat în atâtea filme, se ascunde o cantitate de muncă serioasă. Dar o să ajungem și acolo. Să ne întoarcem la copilărie. Când eram toți, punea mama nu știu ce pe masă și nu ne ajungea. Eu, pentru că eram băiat, am purtat întotdeauna numai ceea ce aruncau ceilalți. Eu am avut numai pantofi scălciați, ciorap cu suț de mama, s-au schimbat bulerele la cămaș, pentru că nu aveam... Câte clase ați făcut? Am făcut în total 9 clase. Pe urmă am dus la școala de normatori, de la canalul în port, am fost depistat în port. Cel care număra sacii, care intră în vapor. În port, la ce vârstă v-ați angajat? La 17 ani. La 17 ani? Și ce ați făcut? Munceam în port, căram și număram saci. A, știu că am avut o emisiune cu Ilarion Ciobanu, care mi-a povestit. Ilarion Ciobanu mi-a fost coleg în port. Ευλόγησον son κύριε και χαρισόν ιονιέν ημνήμη στον αμαρτωλό δούλο σου. Συγχωρισόν κύριε τας αμαρτίας του δούλου σου και της μεγάλης εν δυνάμει ελπίδος. Πού θα πάμε μόνο εσύ ξέρει Θεέ μου. Δουμναβάστρε πίνε βοήτσα φύ πρεότ. Τα, δάτ βάρμπαζος κασανού πάτεμ λαού. Παρήντε, δάτ του βορμέσαι ομινέστε. Dacă a crescut la Ibraila, stii romanește, nu? Am și jucat cu el pe atunci într-un spectacol al muncitorilor de port care se numea Pentru Libertate. Veniți toți să ne priviți, să râdeți și să zâmbiți. Nu, stați un pic, unde este povestea asta pe care asta, mi-o spune? Asta o făceam în port. De mic ați realizat că aveți un hal special cu care puteați obține ceva în plus? Aveam eu un șarm aparte și să râdea așa fără să spun nimic. Mă, ce moacă are ăla! Cam pe la ce vârstă v-ați dat seama că ați avea o moacă? De la 16-17 ani. Ați realizat atunci că fața dumneavoastră are o... Eu ce? Nu, dar mi-au spus foarte mulți. Bă, ce față comică are ăsta. Dar pe urmă am fost cândva notător de performanță. De mic mă aruncau în mare, de când eram puști, când furam nuca de cocos din port, ne aruncau marcuță, nu știi să nu... Ce nucă de cocos? De la vase, că ne mai aruncau vasele. De la marinarii, câte o nucă de cocos. Marinarii străini care veneau cu vasele în port. Ne mai dădea câte ceva, așa, că eram puști. Șobolanii portului. Pe urmă, Constanța pentru mine rămâne orașul meu, unde pot să respir, simt zgomotul acela al mării, Marea Neagră pe care o iubesc foarte mult, cu toată răutatea ei, dar sunt de acolo. Acum înnotați, mai înnotați mult? Da, acum înnot în datorii. În afaceri nu vă tentați să intrați după Revoluție? E, cum să nu? În banca mea, în parc. Și-am scris pe ea banca Jean Siriac. Am mai rămas să-mi las mustață. Deși am să zic că vreau 70 de filme, la viața mea, ca avere, am un apartament și o mașină. Un om care a fost atât de sărac în tinerețe, mai târziu, totuși, a câștigat niște bani în context. Care a fost atitudinea noastră față de bani? Ați fost un strângător, un zgârcit? Niciodată nu mi-a plăcut să am bani la mine. Și toată viața am dat să nu i-am. Și pentru că nu, nici prea strângător n-am fost. Dar pe urmă o să vă spun ceva foarte trist. Vă rog. Eu am prins perioada de grănicerie când noi cu Iugoslavia, ca relație, eram foarte drastice. Apărați cu pieptul dezgolit frontierele patriei, pe dușmanul Tito. Da. Nu râdesc, că vă jur. În momentul când intrai într-o pândă, dacă nu tremurai în fața superiorului care zicea, ostași, pleci în pândă, ordonați,
plec să apăr frontiera de stat a Republicii Populare Române. Și dacă nu tremurai, dacă nu avea o atitudine de aceea crezută, nu te băga în pândă. Păi cuvântul meu, doamne, dar de fiecare dată când te duceai în patrulare sau în pândă, făceai, spuneai asta: apăr frontiera de stat a Republicii Populare Române. Ostași! Da. Și plecai. Dacă te prindea dormind în pândă, te împușca. Nu se poate, nu pot să cred. Vă dau cuvântul meu de onoare. Cei din trupele de grăniceri și amintesc de ce însemna o pândă la Moldova veche sau pe frontiera cu Iugoslavia atunci și vă voi spune. M-ați adus pe un teritoriu complet neașteptat, așa, dar știu un lucru, că în armată sau în perioada aceea l-ați cunoscut pe Iulian Mihu. Iulian Mihu, care a apărut așa că era și foarte slab și culmea că eu eram sergent și eu l-am primit. Peste an aveați să debutați în cinema tocmai cu Iulian Mihu, în Procesul Alb, în 1965. Știți, v-am studiat într-un dicționar filmografia, care e extraordinar de bogată, aparent, adică e plină de titluri. În schimb, n-ați avut șansa unui rol principal, n-ați avut șansa unui rol care să ducă în spate tot filmul. Mi s-au dat numai rolișoare de astea, așa? Nu chiar așa de mici, cum spunea ăla că m-ai văzut un film. Te-am văzut că ți s-a văzut urechea în bobina 3. V-ați asumat cu multă eleganță condiția de actor de roluri secundare. Absolut. Și de pată de culoare, de import, de pitoresc în atâtea filme. Așa e. Dar nu v-ați simțit niciodată persecutat? Nu, niciodată, pentru că de foarte multe ori făceam succes pe momentul acela. Pe bucățică. Adică pe bucățica aceea făceam mare succes și am avut și aplauze la scenă deschisă. Hai, treceți peste fata de la etajul 3! Am venit și sunt sprințară, veselă și bălăioară, dalbă ca o primăvară, ca să încânt întreaga țară. Terminați cu circul ăsta! Zică, vină-mi cu acea! Uite acum, mă dă afară! Ați avut locșorul dumneavoastră în teatru și în filmul românesc. V-ați simțit vreodată concurat pe mica dumneavoastră porțiune sau n-ați avut concurență? Nu n-am avut. Odată se zicea că ăsta a luat toți țiganii din film, pentru că cine? Eram distribuit. Cineva spunea, răposatul Ștefan Bănică. Ce spunea? Că ăsta a luat toți țiganii din film, toți biznisarii, toți hoții, de buzunare, escroc, șarlatani, ăsta e. Toți lăutarii. Toți lăutarii ăsta îi face. N-ați simțit câteodată că riscați să vă identificați în ochii publicului cu tipul ăsta de personaje? Dar toți românii din țară știu că sunt roman, că nu nicio legătură cu grecul și cu asta. Ei sunt convinși că vorbesc cu mine normal. Adică janezi romanești, ei discută cu mine în limba lor. Și dumneavoastră cum discutați cu ei? Răspund și eu la fel, adică mai ocoră să zic că terminați cum audește, să nu ne audă. Deci ce trebuie înțeles din chestia asta? Vă întreb ca un om lipsit de umor. Că am jucat foarte convingător și că am convins etnia să creadă că sunt de-al lor. Sunt fane în curcă lume, mi-am făcut în târg renume, de te uiți în ochii mei, n-ai să știi cât ai să bei. Până mâine în zori de zi, cântecele-mi vei sorbi, cântece povești și glume la nea fane. Fane! 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 Fane-ncurcă lume. Auzi, Balaban trebuie să pice din clipă în clipă. Ăsta poate să ne facă rost de niște posturi, Antea. La început, ai pus să... Dar nu mai boci atâta, bă, că deși pleznesc. Am ețit, am alergat. Uite, mă forțează să fiu dur. Viața e scurtă. Mă părăsi luminița, mă. Ia. Și ce mă părăsi, nu știu. Simpatic, sunt băiat de viață, sunt. S-a mărit acum bastic. Pastic de noapte, mă, unul care lasă noapte de noapte singură și a care nu suportă să rămână singură pentru neri. Poftim. Eu am o durere pe undeva. Da. Silanț. O să mă aștept la infinit. Lurmidiță ai zburat, lurmidiță. Lurmidiță, draga mea, m-ai uitat de tot și-am crezut cuvântul tău de domniță. Și acum să fiu alături, nu mai pot. Dacă ar fi acum, să vă rog să-mi dați unul, două titluri de filme care v-au plăcut enorm la viața dumneavoastră, care ar fi? Dictatorul mi-a plăcut extraordinar de mult. Chaplin. Și mi-au plăcut toate filmele lui de Funès. Nu am lipsit de la foarte multe, dar toate filmele lui de Funès. Dumneavoastră în meserie ați fost
Un autodidact. Practic, cum ați învățat meseria de actor de film? Am învățat-o singur și îndrumat probabil de câțiva operatori care au lucrat cu mine, că mă îndemnau să nu mă uit în aparat, să fac așa, Aurel Samson. Foarte mulți, să mă gândesc eu acum, foarte mulți operatori cu care am lucrat în atâta perioadă de timp. Deci mai mult ați învățat de la operator, poate, sigur, decât de la regizor? Să intru în cadru, să fac și de la regizor, pentru că am spus și repet, am fost un om, un actor care am ascultat foarte mult de regizor. Ați avut șansa, ați lucrat cu niște mari regizori. De pildă, ce vă amintiți de David Esrig și în ce ați jucat cu Esrig? Am jucat De Goldonii Pasiuni pentru Veligiatură, regizat de David Esrig la Constanța, la Teatru de Dramă, în Constanța, unde i-a plăcut foarte mult și am făcut rolul lui Paolo foarte... Și foarte ce ați învățat mult de la Esrig în plus față de ce știați până atunci? Să mă dărui pe scenă, să fac totul convingător, să fac asta cu o credință nemaipomenită. Important în cariera de actor de teatru este, cred, experiența de la Naționalul Bucureștean, rolul Pristan Da. Datorită acestui spectacol de la Teatrul Național Scrisoarea Pierdută, am cunoscut-o pe Jean Elena, soția mea actuală, care o chema Pec-Pet cu Elena și sufla și a suflat așa de bine că la un moment dat am suflat eu. Nu vrei să fii soția mea? Soția dumneavoastră era suflărul spectacolului. Da. Dumneavoastră, cred că nu erați un actor care să aibă nevoie de suflăr. Ba da, că m-a ajutat foarte mult. La Radu Pitigan îi spune de foarte ce. Ai grijă de Jean, bagă-i textul, să nu exagereze nevoie, să nu faci o virgulă în plus. Să pronunțe dușamele, nu dușumele. Să zică perfect acolo. Și ea mă lua deoparte. Deci eu aveam o altă normă cu ea, mă lua deoparte, vină cu acea că acolo nu merge replica asta. Haideți să o învățăm și să o și așa, foarte bine. Repetând azi, repetând mâine, da, v-ați trezit un om însurat. Aveam 50 și ceva de ani, 53 de ani. Și până la 53 de ani n-ați fost niciodată însurat? Ba da, cum să nu. Ați mai fost de câte ori? Deodată. Odată, fără copii. Fără. Prima soție n-avea tangență cu teatru și cu film. Ba da, cu balerine la Teatru de Estradă Constanța. Ah. Da. Și de ce s-a terminat mariajul, vă întreb, plină de indiscreție? Soția, nu ne-am înțeles. Dar după câți ani ați realizat că nu vă înțelegeți? Vreo 17. Ah. Va lua mult până ați... Bun. Și v-ați refăcut viața? Actuala mea soție a fost soția actorului Gheorghe Cozorici. Nu s-a despărțit de Gheorghe Cozorici din cauza dumneavoastră? Nu, erau despărțiți de 10 ani. Sunteți la ora asta omul cu două domicilii. La Constanța, unde aveți Marea și Șalupa Calliope, și la București, unde aveți televiziunea și soția. Și Odobești vis-a-vis. Dar apropo de Odobești vis-a-vis, vă place vodka? Nu-mi place vodka. Eu sunt sprițar cu șprițuri de la Murfatlar. Ziceți că slăbiciune pentru băuturi n-ați avut. Ați avut o slăbiciune pentru sexul slab? Femeile pentru mine înseamnă cerul, soarele, aerul, apa și vinul Murfatlar de 12 lei, care a ajuns 7.000 de lei sticla. Nu-s născut în zodia taurului, dar în zodiacul chinezesc cu păsări și animale, nu sunt cioară, cum spun colegii, sunt fluture. Și am zburat toată viața din floare în floare. Domnule Jean, cine v-a scris monologul ăsta? Puiul Maximilian. Inspirându-se din experiența noastră de viață. Da. Tot ce e în jurul meu poartă nume de femeie. Am o șalupă pe care o cheamă Calliope. Am un aspirator de praf, care am spus numele Veta. Am o mașină de spălat care atunci când nu ajunge apă la etaj și mă duc și spun cine face marioaru. Sau un aragaz la care când nu se aprinde niciun bec mă duc și zic fiea dracului, Lenuțo. Oh. Femei, femei, femei. Ismaile, credeai că ai să scap de mine, hoțomanule? Facem hoțoman pe mine? Ai fugit de pe Penelopa, bani n-ai primit? Ți-am vândut caterul ca să te înveți. Ziceam că am fugit de la Chirianii, ziceam că acasă trimitem bani eu. Șelvarii de aflat și coborul de brusa, stârpituri! Stârpituri este, Ismail! Mergem acasă! Când nu jucați și când nu puteți merge nici cu șalupa, cum vă petreceți timpul liber? Ce faceți? Acasă, stau acasă, citesc, învăț, scriu. Scrieți? Mă duc până la prieteni. Ce scrieți? Majoritatea cupletelor, majoritatea... Vi le scrieți textă, întâi păi dumneavoastră? Păi sigur, dăm ideile mi le dau. Eu mă duc pe urmă la scriitor și spun, vreau să-mi faci chestia asta. Acum vreau să fac, de pildă, i-am dat o idee cu frumoasă ești sărăcie. A, să îmi place. Vorbesc... Ia spuneți. Cum e? Păi vinde-ți-ne ideea. Păi dar nu pot să vând acum ideea, pentru că acum se lucrează la ea. Nu, dacă am unul cum. Spune că am mâncat, mă, ia-s-o mie. Frumoasă, vorbesc de sărăcie, că sărăcie este foarte frumoasă. Păi invers totul. Da, și nu puteți să ne spuneți niște versuri. N-am ce să mănânc bădie, dar mă, frumoasă e sărăcie. El se lucrează pe ideea mea. Firar mama ei de viață. Țara mea. Da.
Da. Mamă scumpă, mamă dragă, m-ai născut la Marea Neagră, mă nășteai peste ocean, eram rom, american, dar să știi că scălugenică, nu-i plac negri nici de flică, pe toată America, nu-mi dau eu Constanța mea. Ce v-ați dori de la vara în care ne aflăm? Nu știu, cu trecerea asta, cu schimbarea, cu, nu, cu, cu pachetul de măsuri, publicul să poate și spectatorii și turiștii să vină la mare. Să vină turiști, domnilor. N-au ce mânca, dorm la mine. Poftim, gustam. Gustam. Dacă dintr-o carieră atât de bogată, în care ziceți că ați avut culoarul dumneavoastră, cu rare interferențe pe acest culoar cu Ștefan Bănică, deci dacă v-aș ruga acum să alegeți 5 nume de colegi... În film? În film, în teatru, în revistă, în televiziune, 5 nume de mari comici cu care ați lucrat foarte bine. Toma Caragiu, Amza Pelea, Ștefan Bănică, Stella Popescu. Aceștia ar fi. Pe locul 5, bănuiesc că intră foarte mulți dintre colegii cu care ați jucat atâția ani în revistă. Câți ani ați jucat la Teatru Fantaziu din Constanța? 30 de ani cu Gelu Manolache. Dacă n-ar fi fost Teatru Fantaziu, ați fi părăsit Constanța? Nu. Eu Constanța nu o părăsesc pentru nimic în lume, niciodată, până închid ochii. Doamnă, e un număr al meu original. Îl fac cântând. Besame, besame mucio, toto ti quiero. S-a spart. Veritabil, doamnă, ou. Toto ti quiero il fiore, la mia, la vita. O, cucureaua, asta nu, e. Nu, lăsați. Iar domnul Trandafir va prezenta o originală recitare în stil comic. Please. Tonino. Și-o știe toată, doamnă. Un greu al genului ușor, Puiu Călinescu. Și rămâne. Pentru că suntem în televiziune, vă amintiți când ați pus prima oară piciorul pe un platou de televiziune? Au trecut niște ani. Au trecut repede. Era mai tinerel, mai vioi. Pentru că mi-am amintit de povestea cu televiziunea, revăzând de curând BD-urile. Și aveți acolo o secvență simpatică în care dați lecții unei eleve cum trebuie să se prezinte pe micul ecran și cum trebuie să vorbească, să se adreseze telespectatorilor. Vă amintiți secvența? La orele 21:40, Poșta TV, unde noi vom lua legătura cu dumneavoastră, iar dumneavoastră legătura cu noi. Orele 22:10, muzică ușoară la cererea cântăreților de operă. Orele 23, închiderea emisiunii. Dragi telespectatori, vă dorim noapte bună. Pardon, ăsta e un efect comic de-al meu, să vă distrez. Nu trebuie să-l faceți. Eram profesor. Și acum, supliment, tema numărul 1. Povestea vieții mele. Cu toate că sunteți o vedetă și sunteți atât de popular, bănuiesc că lumea știe foarte puțin despre ce înseamnă viața lui Puiu Călinescu. Deci tema numărul 1, povestea vieții mele. Mama m-a născut, ca și în viață. M-a născut copil, fiindcă nu putea să mă nască pensionar. Termina mai repede viața. În ce oraș v-ați născut? București, în Grivița. Deci v-ați născut în Grivița în 1920. Exact. N-are importanță, oricum rămâne tânăr și vioi, cum spuneți. Nu contează. Mama, tânăr, 17 ani, lucra la o fabrică de țigarete. Era firavă, după o tradiție, firav, n-a putut rezista. Tutun, miros, tabac, s-a îmbolnăvit. L-a cunoscut pe tatăl meu, care, întâmplător, am aflat mai târziu, era actor. Nu putea să găsească pe altcineva, mă rog. Așa. Și m-a făcut pe mine. Nu știu dacă era nevoie de mine. Era mare nevoie. S-a dovedit atâția ani. Putea să mă cheme Florică, dar mă rog. Ai. În actul noastră de naștere, ce scrie în dreptul tatălui? Floricel. Acel tată v-a recunoscut vreodată sau nu? Nu, tocmai. Dar mama a avut grijă de mine, săraca, dar la un moment dat se pare că îi venise litera. La 23 de ani,
A plecat. O, deci dumneavoastră aveați 6 ani când ați rămas fără mamă. Și v-a crescut bunica. Da. Ce mai întâmplă? Ce v-a mintit era... despre mama pe care ați pierdut-o la 6 ani? Era o grecoaică. Grecoaică, bunica născută în Insula Creta. Și tatăl unde era actor? Teatrul municipal, cum ar fi acum teatrul... Lucia Sturza Bulanda. Puteți să ne spuneți cum îl chema? Jean Tomescu. Și l-ați cunoscut personal mai târziu? Da. A murit la Petroșane, acolo juca. Și când l-ați cunoscut, i-ați spus că sunteți fiul lui sau el știa? Știa. Știa și nu v-a spus nimic? N-avea obicei. Nu v-a spus nicio vorbă? Niciodată nu și-a cerut iertare? No, dar asta iar de-a lui când trebuia să joace. Na, nu fericirea te călește după mine. Mi-e norocere. Asta te învață să iei viața pieptiși, să lupți cu greutăți, să le birui. La naștere, de atunci am început. M-a băgat într-o albie mică acolo, zicea că sunt coca acolo, mă legăna pe mine. Aveam câteva luni, eu știu, 2-3 luni. Și în anul acela, stăm în casă cu bunica și mă legăna. Și cu tremur s-a zgudit casa, tot ce era în pot, lucruri, s-a rupt tavanul și a căzut. Ce era pe acolo, cufere sau eu știu ce era, mașini de călcare. Și a căzut pe margine albii, s-a întors albia și a căzut tot peste albie. Fă-mă mamă cu noroc și aruncă-mă în foc. Fața unui om spune mult despre acel om. Când ați avut prima oară revelația că ați avea o față mai specială sau predestinată pentru comedie, că vă e pecetluit destinul? Când v-ați privit în oglindă prima oară și ați spus, ia uite ce față am eu? De obicei, în oglindă nu prea mui, că nu vreau să-mi stric ziua. Așa mic cum eram, nu știu, mergea cutia asta de viteze. Adică pe undeva am rugat familia mea să merg și mie, eram preobraznic, o bicicletă cu 3 roate. Să mă prind și eu ca alți copii, sigur. Și, deci eram cum ar fi acum 2 Mercedes-uri odată. A. Și mi-a spus, dacă treci clasa, ai tricicletă. Și atunci mi-am dat silința. Mi-am dat silința și am rămas repetent. Și atunci m-am dus la... un coleg care luase mențiune, 2 cărți, premiul întâi, premiul, ăsta luase mențiune și m-am dus la el, zic, măi, acum intră în vacanță și mie o carte de asta, să citesc. Băia drăguț, mi-a dat cartea. Ce am făcut eu cu cartea ca să iau tricicleta? Unde am ajuns? Vă jur că așa e. Am luat cartea, m-am oprit un cetățean pe stradă și am spus, nene, dacă vrei, matale, să scrie aici, am dat o coperta, să scrie aici. Elevul Călinescu, mențiune. Și el a scris săracul și am ajuns cu asta acasă. Zic, n-am luat premiu, am luat mențiune, mâncarea, tanti pe el, sora mamei. Mama nu mai era. Păi să mergem să luăm tricicletă. Să mergem, nu în ziua aia, după 2-3 zile. Și ceasul meu a fost să trecem pe la școală, că era în drum acolo. Și am văzut acolo pe listă, repetent. Câte clase ați absolvit în Grivița? Pentru că dumneavoastră sunteți, și cred că aveți orgoliu faptului că sunteți, un autodidact. Eu am zis, nu seamă de treabă, e bine să ai școală. Nu prea multă că dai pe afară, prea multe minte îi strică. Și atunci... m-am gândit să mă descurc în viață cu ceva, să știu cine a fost Ștefan cel Mare. Să știu să semnez, să știu că 3 ori 2, 2 ori 5 adunarea scădere, să nu mă păcălească cineva. Adică să știu să mă descurc. Școala vieții. Asta contează. 7 ani de acasă, nu mai vorbesc. Nu i-am avut, dar... avut, vrând nevrând. Am avut ăștia care făceau cât 14 ani. De bun simț, de respect. Când ați început să câștigați primii bani? Ne terminând școala. Deci câte clase ați făcut totuși? Vreo 8. Cu chin mare. Da, m-am desăvârșit.
un unchi, soțul unei, unei din surorile mamei, Oltea, mi-a spus, auzi, tu nu înveți, aici nu, nu stai în casă, tu aici nu mănânci, ori te apuci de ceva, ori dacă nu, parazit, n-am nevoie. Și am trecut, iată, prin altă treabă care mi-a consolidat viața, m-a hotărât să caut să devin prin toate forțele. Deci am înțeles, vrând, de voie, de nevoie. M-a silit. Vasilit. Veneam, nu găseam mâncare. Îmi dădea bunica săraca pe ascunse câte o bucată de pâine. Asta am fost, adică, dom'le, n-am fost cocoloșit, mâncat la mama, pupa la tata și... Nu. Bun, am fost un om care am trecut prin niște site, niște greutăți. Am vrut să mă fac și tinichegiu, dar nu plăcea înălțimea. Unchiul ăsta, de fapt, vă iubea, nu? Nu era un hapsân care păi să vă facă zile. Păi dacă nu mă iubea, mă lăsa să fac ce vreau. Și am zis, băi, aici nu e azil. Faci un viitor. Stimați telespectatori, avem în față un adevărat self-made man, un om care... Și-a creat singur, da, nu numai cariera, ci și viața, da, a luat-o în mâini foarte întâmplă, repede. Dacă viața joacă o farsă, ters, și atunci m-am gândit să mă iau cu viața. Și să-i jucați dumneavoastră. M-am jucat eu cu viața. Bună idee. Să soarta cu mine. Nu, stai cu minte, soartă. A trecut și școala. Mi-am făcut spectacole, lipeam afișe, decoruri, regie, jucam, interpretam. Pantomimă sau și recitați? Tot, scenete. La teatru Tănase fuseseți vreodată sau niciodată până atunci, ca spectator? Nu. Ca să ajungi la teatru Tănase trebuiau bani. Ca să ajungi să-ți poți să-ți cumpări un bilet? Nu, nici nu aveam curaj. Deci nu puseseți încă piciorul într-o sală de teatru? Nu. Cineva mi-a povestit din generația dumneavoastră că își amintește că în pauzele de la cinematografe, în epoca respectivă, apărați și evoluați pe scena cinematografelor. Majoritatea cinematografelor jucau două filme americane. În pauza filmelor erau înghebate niște trupe de actori. Mai buni sau mai proști. Fiecare câștigau bucată de pâine. Aveam și filmele acelea blestemate. Filmele alea americane, comediile alea, doamne, râsul, medicamente. De cine vă amintiți din epoca asta? Colegii mei? De pe ecran. Charlie Chaplin, Malik, Stan și Bran și o sumedine de actori mari. Ei pe ecran și pe scenă. Mâncam aceeași pâine. Asta ar fi un bun subiect de film. Formidabil. Viața actorilor de pauze, de filme. Și acum, de comedie din București, dinainte de război sau din timpul războiului. Povestea asta se întâmplă și război, înainte păi, de aici, și timpul de aici războiului. E legată și cu armata mea. Ați făcut armata? Am încercat. Început și războiul și războiul fără puiul îl pierdem. Și m-a chemat pe mine la Târgoviște acolo. Și când m-am ajuns acolo, m-a luat unul. Ce faci, mă? Am venit aici. Ce ești tu? Mățar. Ce ești, mă? Mățar. Unchiul ia mațedaște de oaie și o lemplu cu carne. Ce căută la tancuri? M-a trimis să apăr patria. Tu, mă? Păi, eu știu. Da. Și spune ăla, ia tunde, du-l la tuns. Cum adică să faci? Ce să faci de mine? Te tunde. Pe mine? Da. Pe mine să mă tunzi. Bă, dacă mă tunzi, eu de mâine nu mai viu. Când mi-ai dat o palmă, n-am mai văzut tu. Nici regimen n-am mai văzut nici ostași. Zic, dai mine. Și nu e nici rudă cu mine. Bine. Ce dor în fund. Și mă duceam prima dată când am avut și o gardă și mi-a venit ideea. Zic, iartă-mă. Am băut bere și eu. Iartă-mă că... Păi fă. Eu mă jenez. Dacă vrei să te întorci... S-a întors. În momentul când s-a întors, era acolo în spate un gard. Doamne, dacă eram la olimpiadă, la sărituri, în înălțime, luam 20 de premii. Nu știu când am sărit gardul ăla. Pară războiul meu, drag. A urmat episodul Puiu Călinescu așteptând sfârșitul războiului. Nu, Castan și Bran. Dar m-a decorat.
pentru ce am făcut. Mi-a dat ordinul condamnare la moarte. Deci eu jucam și eram condamnat la moarte și nu știam. Când ați aflat de condamnarea la moarte? M-am dus la o cercă de poliție pentru asta, pentru acte. Și acolo îmi spune un major. Și tu vreau șcăner. Da. Ce ai făcut dumneata? Ce-am făcut sau ce fac? Nu ce ai făcut, dar mai știu ce prostie am făcut. Ai dezertat. Da. A fost condamnat la moarte. V-ați gândit vreodată dacă v-ar fi prins când ați fost condamnat la moarte și v-ați fi aflat în fața plutonului de execuție? Credeți că ați fi reușit să faceți un pluton de execuție să izbucnească în râs? Dacă făceam două grimase, precis cu loc, cu gloanțele, nu mai mă nimereau. V-ați gândit vreodată că cu grimasele astea, care sunt specialitatea casei, dacă v-ați fi născut pe alte meridiane, ați avut vreodată nostalgia că ați fi putut fi un comic celebru al ecranului lumii? Nu. Și acolo se poate să fie rău când ești să fie rău. Și aici se poate să fie rău când ești să fie rău. Nu. Ați scris și un scenariu. Da. Care se cheamă Din cauza ta geloasă. Da. Și e scris în anii 70-80. Dacă da. Nu mă înșel, a fost și aprobat și soarta a făcut ca să nu se facă. Păi de-aia nu s-a făcut, că l-a aprobat. Ei, da. Și aveți aici, am citit scenariu, care m-a mirat că aveți mai puține momente de pantomimă și mai multe momente de umor lirico-melodramatic. Da. Și aveți un moment aici când mergeți și vedeți un nou născut la o maternitate și spune te iubesc pui de om, număr muzical, tică. Și ia mânuțele copilului și le sărută. Deci o chestie sentimentalistă. Nu pentru noi. Da. Asta nu-i scenetă de film. Să-i sărut mâna lui. Când poți întreb... să faci crucea de piatră. Un film care vine toată lumea. Așa, eu vă întreb, momentul ăsta, melodia, cum ați fi văzut-o? Te iubesc pui de om. Cea pliniană. Bravo. Poate e un moment bun să deschidem o paranteză cu viața de familia lui Puiu Călinescu? Actorul, ceea ce mă privește, meseria mea, e foarte, foarte, foarte dificil. Adică noi suntem niște nomași. Turnee cu lunile de zile și e complicat. Cu toate astea am făcut-o. Ce meserie avea soția? Funcționar. Nu era în lumea teatrului? Nu, era femeie cum se cade. Nu? Trebuia cineva să aibă grijă, să-mi ia banii, adică să încalci un pantalon, nu? Să vie ceva. Acum glumiți, nu? Nu. Copii ați avut? Da. Două fete. Două fete, a rămas una. E îngrozitor, ați pierdut o fată la o vârstă, era mică sau nu. De curând? Nu. 40 ceva de ani. Și nepoți aveți de la fete? Da, băieți buni, doi. De la amândouă fetele câte unul? Da, da. Telespectatorii ce trebuie să înțeleagă? Că ați fost ceea ce se cheamă un om de casă și că ați fost omul a două mariaje, nu? Deci un mariaj primul cu cele două fete și acum din anii 70... Nu, viața nu se oprește aici. Al doilea mariaj. Ați văzut bătrâni care, de când le-a mărit pensia, a început să se căsătorească, lasă neveștile să căsătorească. N-am auzit povestea cu mărirea pensiilor.
fac și eu o glumă, că de-aia sunt glumez, să zicem. Juma-juma, una ție, una mie, două ție, una, două mie, trei ție, una, două, trei mie, patru ție, una, două, stai, stai. Nu vrei să încercăm și invers? De unde ai învățat împărțirea asta? Stai așa, mai întâi să vedem ce facem cu ei. 600 costumul, 210 pantofi și cumpăr și un frigider. Ce ții în frigider? Nu țin nimic, am auzit că se scumpesc. Îl cumpăr acum mai ieftin și îl vând cu mai mult. Juma-juma, ban-ban. Dau framul, iau banul. Dacă vrei să bagi banii ceva, bagi în obiecte de valoare, în timbre, în cap de bou. Nu, nu fac nicio aluzie. Mi-a promis cineva o colecție. Știți ce se spune, mari comici sunt întotdeauna triști. Depinde. Mai mă întristează când vine ăla cu apa, cu lumina. Facturile. Și văd cât costă, așa sunt momente de tristețe. Iremediabil. Și ea crește de tristețea asta. A poporului, da? Mă bag și eu în asta. Da, asta e o tristețe care merge în creștere. Totul e să te strecori și încă o dată să păcălești viața. Să nu te păcălească viața, că ești terminat. Înainte de orice e bine să ai suflet și omenie. N-am să uit. Am fost solicitat să dau concursul la Spitalul Nou. Concursuri nu, să dați spectacole pentru bolnavi. Dau spectacol, da. Nu să le dau concursul să mă bage în cămașa de fost, să fim la număr. Nu, păcate. Și țin minte. I-am distrat și n-am să uit, vă jur. A venit o femeie simplă la mine și mi-a zis, domnul Păiu, îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru noi. Dacă dumneata vii la noi de două ori pe săptămână, nu mai luăm medicamente. Asta a fost pentru mine ce premiu Oscar, ce artist al poporului, ce... A fost un medicament pentru dumneavoastră. Vă jur, exact ca un chirurg care face o operație, salvează om pe undeva, când era Dumnezeu odihnească, profesorul, a sărit ca tatăl meu, Burghele. M-a răscut a doua oară, că m-am dus în ceasul 12 și jumătate. Cu ce afecțiune? Mi-a scos o rinichi. Jucam la Teatru Tănase și avem crize de rinichi și în scenă. Când venea o criză, nu mă programa, vezi că viu. La ora din crizele pe scenă, i-am ieșit ca să-mi facă o mortină. Am dat pantaloni jos, a băgat acu. În momentul când mi-a băgat acu, îmi venea rândul la scenă. Am tras pantalonii peste ac și am intrat cu acu mine și cu acu la mine am dansat. Asta e meseria. Dacă vrei să o faci, dacă nu vrei să o faci, lasă pe altul să faci. Nu e așa. Meseria, să spui două anecdote și ai văzut ce comic sunt. Păi mă duc să bea o bere la un restaurant și vine o spătar și îmi spune o glumă și o râd. Absolut. Ce, ia premiul Oscar? Da. Nu? Îmi place că aveți orgoliul profesionistului veritabil. Să nu confundăm un saltimbac cu un actor. Dacă nu te încadrezi într-o disciplină, dacă nu ai un respect pentru stăpânul tău care se numește publicul, el e tata, el e mama, el dă banii ca tu să-ți iei pantofi. Glumești eu. V-ați simțit vreodată decepționat sau trădat de public sau niciodată? Nu. De ce? Fiindcă noi totdeauna suntem unul la unul. Adică? Îi iubesc și mă iubesc. Niște prafuri americane pentru stomac. Și fac bine la stomac? Vindecă pe loc ulcerul și orice fel de boală de stomac. E. Ce faci, mă? Eu și un pic. Păi să nu observe baba aia. Nu. Pune pachetul ăla la loc, așa cum a fost. Ce-i țipirii, bă? Tadafire! Tadafire, ți-ai scântit ochii! Tadafire! Ce bălăcești, bă, ochii așa, că mă sperii! Ha! Trandafire, ce-ai, bă? Ce-i, bă, băiatule, căzut în cap, eu te-l fac acoperiș! Trandafire, dă-te jos! Iată, trăim de câțiva ani buni în economia de piață. Și poate telespectatorii se gândesc, domnule, un actor ca Puiu Călinescu trebuie să fie plin de bani. Eu am văzut cât de modest trăiți.
Practic, de ce? Ați fost un mare cheltuitor sau niciodată n-ați reușit să strângeți un ban? Sunt unii care au bani în sânge. E o bolă. A avea bani. Eu merg pe invers. Vreau să am atât. Atât. Să-mi ajute Dumnezeu. Poporul să mă iubesc. Cum îl iubesc. Și să n-am pantofii scâlciați și mai presus de orice să nu închiorei mațele. Atât. Am aminte în care nu pot să mă sufăr. Ce s-ar fi întâmplat dacă toți pe lume erau frumoși? Unde erau urâții? Dacă toți erau grași, unde erau slabi? Adică pe undeva. Nu poți să ai numai fericiți. Dar dumneavoastră, domnule Puiu Călinescu, vă considerați un om fericit? Așa, dacă ați stat să adunați și să trageți o linie după o adunare, după atâta experiență de viață. Când mă uit la unul cu un picior mai scurt, unul cu un baston alb, care caută trotuarul, și Doamne, înseamnă că sunt cineva în viață. Mulțumesc. Înainte de a încheia plăcutul dialog cu dumneavoastră, domne, se pare pe undeva de-a Dumnezeu să greșesc. Un lucru de valoare trece și se duce. Am realizat asta. Maria Tănase, cu care am jucat, Dumnezeu să ierte, era Maria Tănase. Cânta și pleca. După ce a murit, cine era cea mai mare cântăreață a României, privighetoare? Idolatrizată. Iar în timpul absolut vieții niciodată n-a simțit. Nu, o cântăreață care a cântat și a plecat. Și a luat lea. Concluzia la care am ajuns e următoare. Și cred că nu greșesc. Și ar fi bine să greșesc. Ești băgat în seamă și apreciat ca actor după ce mori. Amin. E foarte trist că apreciem mai mult oamenii când nu mai sunt decât atunci când îi avem în imediată apropiere. Absolut, asta e. Vrei să fii mare? Mori. Și mă, mare a fost ăla, bă. Bine, dar cât era în viață, bilic, nu era mare. Unde-s filme cu bilic și cu altul? Nu. Și lasă-mă că trebuie să îl luăm altă dată. Când, după ce moare, îl vedem noi ce facem cu el, nu? Nu o să mă sfie să spun că noi astăzi la Planeta Cinema am avut invitat un mare comic român, Puiu Călinescu, în viață. Și căruia, în viață, evident, da, mare din viață, da, așa, și căruia în final îmi face plăcere să-i ofer buchetul de flori din finalul unuia dintre BD-uri. Și-a rămâna. La revedere!